Asta este ceea ce s-a întâmplat dintotdeauna. Anume că există, cum există bine, există și rău. Există oameni buni, există și oameni care consideră că trebuie să facem parte dreptatea cu pistolul și cu stabia și cu departe. Adică, uite, fac și eu ceea ce ziceai tu mai devreme, spun bine că trăiești un bulata. Da, 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 dacă nu te aude lumea cu mare atenție, poate să sune chiar și mai interesant. Da, așa e, la mine în bulă cu bulă de la Buburuze, da. Se trăiește după niște principii ușor mai simpatice de performanță, de, mă rog, da, iar încep. Hai, zi, Gelu, ce să facem cu situația? Din păcate, astfel de elemente vor exista întotdeauna și există în fiecare societate. Nu suntem mai al dracu decât alții și nici mai nu știu. Dar nici nu, să știi că, uite, Gelu, o să spun ceva și nu vreau să te contrazic, ai perfectă dreptate, dar m-am săturat și de argumentul ăsta. Ce de ce? Nu mai vreau să mă compar cu nimeni, pentru că mă doare prezența în lumea asta, în societatea și pe teritoriul acestei țări. Mă doare și nu mă mai doare pentru mine. Eu azi am făcut tot ceea ce se putea face în materie de meserie, dar îmi las un copil. Păi nu, că asta vreau să-ți dau argument acum. Da, pentru care să continui să faci ceea ce faci. Te spuneai întrebarea, cred că retorică mai devreme. Că ne place sau nu ne place, astfel de oameni există. Și e normal să există într-o societate în care avem miliarde de oameni. Corect, nu suntem utopici. În toată lumea. Pe de cealaltă, da, unu, sunt răi care devin vizibili în astfel de momente, însă marea masă a societății nu este așa. Pe de cealaltă parte, marea masă a societății este tăcută și nu se arată, nu se arată bunătatea, nu reușește să contrabalanseze răul. Pentru că a ajuns să fie o virtute cu care nu te lauzi. Gelu, nu te mai lauzi că ai făcut un lucru bun. Acum trebuie să te lauzi că ai un pistol și ești live pe Facebook. Sau că ai un Ferrari și pui manele la Ferrari. Trebuie să te lauzi cu ceva stupid. Doar așa ieși în evidență. Ori... sunt și oameni de genul ăsta, știți? Să spune întotdeauna că prostul până nu e putut, nu e prost de sunt. Da? Și atunci e și vina noastră a celorlalți care avem alte mesaje, altfel de a face, să nu contrabalansăm răul. Răul trebuie contrabalansat. Pentru că în momentul în care lași să fie extrem de vizibil, lumea poate crede, ca percepție, că toată societatea e așa. Dar bine, nu e așa. Însă, revenind la cazul pe care tu îl spuneai, da? Pentru mine, fascinant nu este faptul că niște șmecheri s-au răpuit. Bun. Asta se întâmplă, se va întâmpla. Pentru mine, fascinant, pentru contextul românesc, este motivul pentru care cele două grupări s-au răpuit. Da? Sau motivul invocat. Și anume că o grupare susține un candidat politic, altă grupare susține alt candidat politic. La Minunat, ăsta e și fenomenul. Păi da, dacă nu ajungem să ne câștigăm candidatura sau să ne punem, să ne impunem candidatul cu bâta de baseball și cu pistolul, ce am făcut ceva în viață? Nu. Nu, e mai grav de asta. Ema, da? Și anume, închipuiți-vă de ce servicii va beneficia respectiva grupare în momentul în care al lor candidat va câștiga primăria sau consiliul local sau ce Dumnezeu câștigă. Oare ăsta o face doar pentru că chiar crede în ideile politice de bunăstare a comunei Chiajna sau orașului da, Chiajna? Sunt absolut convinsă că interesele comunei Chiajna sunt la mijloc aici. 1. 2. Încrengăturile dintre politic și șmecheri. Eu am spus întotdeauna că astfel de grupare nu poate exista fără susținerea gulerelor albe. N-are cum. Dar, 3. Închipuiți-vă poliția locală. Care e la subordinea primariei? Dar cum reacționează în momentul în care știe că șmecherul ăla care trage cu pistolul e omul primarului? Nu uitați că la noi, da, serialul la Sfirpinți ne arată de multe ori într-un mod caricatural, caricatural, ce-i drept, relația dintre poliția locală și autoritate. Da, din păcate, de prea multe ori, poliția locală nu îi protejează cetățeanul, ci protejează edilul. Și aici avem o disoluție a instituției.
Și este o soluție a încrederii pe care cetățeanul o are față de instituții. Coroborat cu toate astea, noi ne întrebăm de ce cetățeanul nu mai are încredere nici în ceea ce îi spune instituție, vezi ceea ce se întâmplă în perioada pandemiei. Pentru simplu motiv că instituția românească, timp de zeci de ani, sute, dacă ar fi să exagerăm, să ținem cont în momentul de față de toate elementele din societatea asta, nu s-a simțit protejată și reprezentată de autoritate. Mai mult decât atât, s-a simțit păcălită, furată, etc. Și atunci de ce să mai aibă încredere în ceea ce îi spune autoritatea?